M-am răzgândit. Nu mai mergem în concediu în Antalya. Mergem unde vreau eu, în Pampas, în Las Vegas, mă, că la banii ăștia pe care se obținem din vânzările astea ne permitem. Ăsta e pașaportul nume. Ăsta, îl vezi? Cu banii făcuți din vânzările astea îmi fac și eu visul, mă. Îmi fac visul să ajung stand-up la un club de comedie. Înțelegi? Ai înțeles, mă? Și tu poți să mergi oriunde vrei tu. În Antalya, în cosmos, dacă vrei. Că nu mă interesează. Domnule, eu mă uit așa la tine și tu chiar crezi, nu? Fii atent aici. Dacă ne pui și pe noi pe lista rușinii, dracu te ia. Ca să fie clar. Azi că vezi tu, când îmi trag eu un merțan de la de stand-up-er, cu care mă duc la să fac ubler cu el, să vezi atunci, să vezi, bă, o să-mi zici, Nelule, ia-mă și pe mine în matina ta bengoasă, de stand-up-er, de vedetă ce ești. Și o să mă uit să zic, bă, tu du-te, bă, cu merțanul lui bunică ta, ăla negru cu cruci. Băi, alo, nu ți-e mă rușine să faci glume de bunica? Sanchi, ce să zic, stand-up-ul rușinii. Ai glume negre, nebunii, ai umor negru tu, a? O să ajungi tu stand-up-ul, mă, când o să ajungă bunica balerină. Ai zis? Băi, tu crezi că băieții ăștia, comedianții ăștia, sunt băieți deștepți, băi, nenule? Au ceva în cap, nu ca tine, visuri tâmpite. Glumețule. Bravo, fată, mulțumesc. Liga. Eu nu sunt, domne, de acord să se facă marș, domne. Asta e mâna lui Soros. Știu eu foarte clar, domne. Ăștia ne transformă în colonie. Azi cu drepturile bărbaților, mâine cu drepturile femeilor, poi mâine cu drepturile urșilor. Ce mă supără pe mine este că nu ne întreabă, domne, și pe noi. Ne întreabă și pe noi, bă, proștilor, bă. Bă, voi vreți, mă, marșul ăsta? Să se facă, domne, referendum. Dacă poporul votează, da, să se facă. Dacă iese, nu. Să nu se facă, domnul Liga. Că de asta e votare, nu? Să se facă, da? Păi, auziți? Ia luați niște pufuleți de aici, de la mine, domnule. Hai, așa, doamna e proaspăt. Doamna mea, sunteți live și aveți 260 de like-uri și 8 comentarii, fiți atenți. Ok, vă iubim, bravo așa, da? Țineți-o tot așa, doamna mea. Super! Vă încurajează toată super. Lumea. O, miroase a pufuleți proaspeți, să rămână, doamna mea. Suntem live. Gata. Deci, domnul Liga, ei vrea să facă demonstrații, domne, și meeting-uri, pentru că știe că noi, aceia, nu îi acceptăm, domne. De ce? Păi vă zic-o de ce. Pentru că așa am fost noi din moș strămoș. Domne, noi ne-am văzut de sărăcia noastră, domne. Nu ne-a trebuit nouă sărăcia altora, domne. Nu am cotropii noi alte țări, domne, să le luăm sărăcia lor, așa cum a făcut americanii în Afganistan. Dar ei vin acum să cumpere sărăcia noastră. Păi și cum o cumpără? Simplu. Vă zic eu cum. A inventat virusul ăsta nenorocit. Ne-a umplut de COVID, ne-a ținut în case. Păi pentru ce, domne? Pentru ce? Ca să ne vândă acum vaccinul? Să facă ei milioane cu vaccinul care nu te apără de fapt de nimic? Aia e problemă. Dar să știți că nu e adevărat, doamna mea, că de când cu vaccinarea chiar au mai scăzut cazurile de infectări, a scăzut pe dracu, a scăzut. Du-te, bă, idiotule, de aici. N-a scăzut nimic, bă. Ce știi tu, mă? Ce știi tu? Pentru că infectările astea n-a existat, domne, niciodată, domne. N-a fost, domne, nimeni bolnav de COVID, domne. A fost mai propagandă. Pentru că noi nu mai suntem stăpânii țării noastre. Păi în curând ce o să facă, domnule? În curând o să nască bărbații în locul femeilor, o să ne ia locurile la bucătărie, la ginecologie, la alăptat. Păi o să fie înlocuiți ginecologii de urologi, domnule. E posibil așa ceva? Doamna mea, mă scuzați, eu doar am venit să vă rog să-mi dați și mie o bere, că nu mai vreau să stau așa aici ca prost. Taci, bă, din gură, băi, comunistule, bă, că știu că ești de partea lor, bă. Asta face dictatura marxistă, băi, neomarxistă. Sodoma și Gomora și Apocalipsul, mă! 666, Imperiul Necuratului, ce ești tu? A murit bateria, doamna mea. Ești o proastă, ai ratat finalul, aia ai făcut! Tâmpit-o! Și acum vine marea șmecherie. Vă pun eu următoarea întrebare. Ia spuneți-mi voi mie, de ce se cheamă RAR acolo unde trebuie să-ți faci ITP-ul la stat? De ce? De ce, mă, că spune și titlul, clar. Pentru că acolo RAR îți faci ITP-ul. Ai prins-o? Pe când așa, dacă acolo rar îți faci ITP-ul, cum o să cheme la noi ITP-ul? Des, bă, concoșirilor, bă!
O să cheme Dezbă. O să facem la noi, dacă ai șpaga cuvenită, poți să iei rarul Dez. Ia, hai. De-aia vreau să vă zic, puneți mâna pe niște pensule, pe o pancardă, scrieți frumos cu vopsea așa: ITP Dez autorizat, rar, auto, Viorel, SRL-ul.